Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Suntem fierți pe performanță și pe fute și pe fotbal în dimineața asta. Da. Mai țineți minte echipa de fotbal Academica Clinceni? Sigur că da. Vă rog să notați că îi spunea Academica. Academica. Nu Academia. Nu Academica, adică da. Adică nu aveam o academie la Clinceni, aveam o Academică. O academie mai mică. Da. O Academică. Da. Locul 6 în divizia, în Liga Națională, nu? Divizia... La o performanță asta. 2018-2019. Uh-huh. Super performanță pentru o localitate de numai câteva mii de locuitori. 9.000 de locuitori. E o comună mică din Ilfov. Uh-huh. A și costa mult. Că nu se poate face performanță fără bani. La vremea respectivă, antrenorul, preparatorul fizic, șoferul, chiar și un magaziner, primeau salarii de 10.000 de euro anual. Se aduce, știi cât de greu e să conduci magazia, autocarul... cu echipă, mai echipa de fotbal? Da. Primăria a vrut și un stadion pentru echipa asta de fotbal, 4 milioane de lei din bugetul propriu, încă pe atât sau chiar mai mult de la Consiliul Județean. Încă o dată, o comună mică, 3 sate. Și, apropo, primăria a cumpărat și vândut echipa asta, Academica Clinceni, de 3 ori. Dacă nu știți istoria asta, s-a perindat pe la o grămadă de oameni de afaceri și până la niște chinezi a fost la un moment dat, diversi mici moguli locali, au tot vândut-o, tot. Dar primăria a cumpărat-o și a vândut-o de 3 ori. Deci poate dacă ar fi consumat, da, poate dacă ar fi consumat atâta energie și ar fi cheltuit atâția bani pe niște proiecte realmente de interes pentru cetățeni, cetățenii ar fi avut nu doar taxe mai mici de plată, dar ar fi avut, să zicem, și iluminat public. Deoarece săptămâna trecută consilierii județeni din Ilfov, Consiliul Județean Ilfov, da? Consilierii au aprobat un împrumut de urgență pentru Clinceni după ce comuna a rămas în beznă, deoarece nu a achitat facturi de electricitate de aproape 400.000 de lei. Citez, având în vedere că UAT, Unitatea Administrativ-Teritorială, Comuna Clinceni, a fost deconectată de la serviciile de energie electrică, vă rugăm să ne sprijiniți, scrie primăria din Clinceni, cu suma de 395.027 de lei necesară pentru achitarea facturilor restante. Banii ăștia reprezintă energia electrică consumată în aproape tot anul 2022, neplătită. Dar pe ce s-or fi dus banii? În 2022, anul trecut, când primăria n-a avut bani să plătească curentul, 10% din bugetul comunei a fost cheltuit pe modernizarea stadionului. Pentru că de ce nu? Stadionul are 4.500 de locuri, practic jumătate din comună, și eu sper că clincenenii merg la stadion, fie că vor, fie că nu, pentru că oricum plătesc pentru el. Adică, serios, fiecare locuitor din Clinceni e taxat cu 5,5 lei lunar, 5,50 de bani lunar pentru stadionul respectiv. Dar nocturn are stadionul ăsta? Are și nocturn, da? Domnule. Păi atunci da. Au lumină la nocturnă. Pus acolo tot ce trebuie, sigur că da. Nu? Merită ca să vezi echipa la meciuri în Liga a 4-a acum. Aia spun asta pentru ghinion. Că, da, Academica Clinceni, în care primăria a băgat atâția bani, nici bani de lumină n-au, a dat faliment în cele din urmă și a fost exclusă din toate competițiile, după ce n-a mai putut să-și plătească jucătorii și angajații. Și în Liga a 4-a, acum se numește altfel, se cheamă Club Sportiv LPS HD Clinceni. Și m-am întrebat de la ce vine LPS HD? Că... HD, HD. High definition, aia HD. Da, definition. Este... sau Hunedoara, cum ar spune, da, doamna... Turcan. De la... sau Tușă, nu mai știu cine, Diana Tușă. De la Turcan. Liceul cu program sportiv Helmut Ducadam. A, deci Helmut Ducadam e HD. Da. Dar nu merită și Helmut Ducadam un stadion? Și un stadion, da. Și adică... să nu fie bani de plătit curentul pe stradă. Da, au, bă, dar ce stadion are liceul ăsta? La soare te poți uita. Dar la el, ba, mai ales noaptea, că nu-i lumină la cât a costat. Eu, deci, când eram eu revin la discuțiile astea chelului, părerea mea, stadion de mărgăritar îi trebuie și, în general, chelului echipe de fotbal, de handbal, de-astea, care să coste mulți, mulți bani, să fie... Mens sana in corpore sano, Vlad. Da. Să nu uităm. Păi așa eu când eram mic... Când erai mic, așa... Cine mă magazinerul care avea salariu de 2000 de euro, lasă, nu? Că acolo era un țap țarap să mai scoată niște bani. Nu asta e important. Dar ce e important, mă? Așa e în primii ani e greu. Să mai fac țap țarapuri, după aia până intră lucrurile pe un făgaș normal și atunci o să vezi. Dar de aia se investește atât de mult, cheltuie primăriile și cumpără echipe de fotbal. Nu o să mai fure după ce să aibă stadion. Performanță, uite, cu Andorra i-am bătut cu 2-0, tată. Se simte, bă, că s-a cheltuit mult. Pas cu pas, cum zice. Eu simt că și cu Andorra a fost un țap țarap. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.